Bună seara! Da, din informațiile noastre, care durează de peste un an de zile, încă de la începutul investigării serioase a cazului, procurorii și-au pus această problemă, dacă nu cumva ceea ce ei socotesc că ar fi o infracțiune, rămâne de văzut în instanță dacă a fost sau nu așa, a fost planificată ca infracțiune încă din momentul hotărârii de guvern, din 5 ianuarie 2011, atunci când Gala Budea a fost trecută drept finanțabilă, scuzați-mi licența, din fondurile europene, în hotărârea de guvern numărul 14 din 2011. Și în acel moment, noi am aflat că de la Ministerul Justiției nu a semnat nimeni acest act, această hotărâre de guvern, pentru că oamenii de acolo au refuzat să facă acest lucru și că cel care a semnat, singurul semnatar de la Ministerul Justiției, ar fi fost Cătălin Predoiu. Din păcate, Ministerul Justiției, deși a fost sesizat de către noi încă din septembrie anul trecut, cerându-i Ministerului să ne spună dacă este adevărat acest lucru, nu ne-a dat niciun fel de răspuns, încălcând astfel legea liberului acces la informațiile publice. Deci în momentul ăsta nu știm cu precizie decât că semnătura lui Cătălin Predoiu există pe acest document, dar nu știm dacă alții, așa cum susțin sursele noastre, s-au obținut să semneze sau chiar au refuzat pur și simplu să semneze acest document, intuind potențialul de infracțiune din el, care, din păcate, pentru Cătălin Predoiu, potrivit DNA, repet acum, infracțiunea s-a împlinit. Am înțeles. Deci, domnul Predoiu ar fi cercetat în acest moment? Bun, statutul... Eu nu-l cunosc în acest moment, da? De al minte, nici Elena Udrea nu-l cunoaște și, de fapt, ceea ce spune în subtext Elena Udrea, și este o întrebare pe care eu, ca jurnalist, dincolo de ciocnirile repetate pe care le-am avut cu Elena Udrea, nu pot să nu aduc mai departe în spațiu public, chiar detaliindu-o. Ceea ce cred că spune în subtext Elena Udrea, eu cel puțin așa am înțeles, este următorul lucru. Dacă eu sunt cercetată pentru acest caz, inclusiv pentru faptul că am dus acest document în ședința de guvern, Cătălin Predoiu, care a semnat acest document din partea Ministerului Justiției, poate că știe și ceea ce știm noi, că nu, că ceilalți au refuzat să semneze, de ce nu se clarifică practic statutul de suspect sau care o fi el de către procurori. Asta este ceea ce înțeleg că spune Elena Udrea. Da. Permiteți să spun câteva lucruri. În primul rând, credibilitatea emitentului acestei informații, respectiv Elena Udrea, este o credibilitate redusă. Da, iar ceea ce spune Elena Udrea nu este cercetată, după știința și după informațiile mele, nu este cercetată pentru actul normativ. Actul normativ nu este ilegal. Este în conformitate cu legea. Semnarea unui act normativ care este legal nu poate fi constituit nici măcar într-o suspiciune privitoare la o infracțiune. Iar în ceea ce privește ceea ce spune domnul Tolontan, că n-a mai semnat altcineva de Ministerul Justiției sau că Ministerul Justiției nu spune pe Ministerul Justiției, astăzi noi conduc de domnul Cazanciuc, că așa, din câte știu eu, aducerea acestui subiect în discuție publică nu este, cum să spun, nu i-a adus pentru prima oară domnul Tolontan. S-a mai discutat acest subiect. Domnul Tolontan, aveți încredere? Aici, în mod evident, domnul Tolontan a făcut investigații interesante, de la care au pornit chiar anchete penale care au dus la condamnări. Fără discuție, dar nu, m-am referit la credibilitatea, pentru că domnul Tolontan citează informații pe care le dă Elena Udrea. Iar eu m-am referit foarte clar. Un act normativ care nu este considerat ilegal și care nu este ilegal nu poate să fie constituie temei pentru o cercetare penală. Iar în ceea ce privește DNA-ul, dacă DNA-ul consideră că este necesar să-l audieze pe Cătălin Predoiu, că a fost ministru al Justiției în perioada respectivă, sunt convins că îl va audia. Asta e o chestiune interesantă. De ce credeți, domnule Tolontan, că nu, sau cel puțin la vedere, nu sunt audieri sau lucruri mai precise în ce-l privește pe domnul Predoiu? Ce vreau să-i spun eu, domnule Orban, este că putem fi într-un dezacord civilizat, fără discuție, și suntem în acest moment într-un dezacord civilizat. Statutul juridic al Elenei Udrea nu anulează
studiază eventuala veridicitate a faptelor pe care ea le afirmă. Și ea afirmă răspicat un lucru pe care noi l-am scris de acum un an, când dumneavoastră spuneți că nu s-a dus pentru prima oară în discuție, aveți dreptate. Noi am scris încă de acum un an faptul că există această suspiciune a actului normativ pe care guvernul l-a dat în ianuarie 2011. Aveți dreptate că formal vorbind un act eliberat de guvern nu este în sine o infracțiune, fără discuție. Dar dacă în momentul în care el a fost redactat, respectiv aprobată și editat de guvern, continua extrem de multe neadevăruri despre care unii au știut, n-au semnat, iar alții au știut și au semnat, s-ar putea ca cei care au semnat, inclusiv Cătălin Predoiu, să aibă o problemă. Da, domnule Tolontan, am o întrebare. Că dumneavoastră sunteți un jurnalist de investigație serios. Considerați că există vreo ilegalitate, că acea hotărâre de guvern încalcă vreo lege? Acea hotărâre de guvern are următoare... Are, deci, asta cu ilegalitate se pronunță un judecător, după cum prea bine știți, nu eu, da? Eu vă repet din ceea ce știu, din ceea ce s-a văzut public, da, referitor la cercetarea doamnei Udrea în cazul Galei Bute. Nu, termin imediat. Eu nu am văzut nicăieri ca vreun procuror DNA sau într-un comunicat oficial al DNA-ului să se spune că hotărârea de guvern ar fi încălcat o lege sau că Elena Udrea ar fi cercetată pentru semnătura pe acest act normativ. Care este de altfel contrasemnat și de premier. Vă contrazic. Așa este. Este contrasemnat de premierul al vremea respectivă în Boc. Vă contrazic. În rechizitoriu care a fost trimis în instanță, mă rog, în camera inițială, nu întunată, n-a ajuns în instanță dosarul respectiv, prima parte a dosarului Gala Bute. Deci în rechizitoriu este amplu relatat de către procurori faptul că infracțiunea, mai spun încă o dată ca să fie clar, ei consideră infracțiune, că infracțiunea a fost pregătită încă din respectiva ședință de guvern. Că, de exemplu, asta este flagrant, guvernul a considerat că organizatoarea galei va fi Federația Română de Box. O societate publică, practic, da? De interes public. Organizație de interes public, de utilitate exact. Publică. Exact. Nu era așa. Nu a fost așa și a fost din prima, evident că nu era așa, pentru că public se anunțase că va fi o societate a lui Rudel Obrej. Deci, practic, în momentul în care s-a aprobat hotărârea de guvern, se știa că nu Federația Română de Box, așa cum a scris în hotărârea de guvern, cum s-a scris, va fi important e ce e scris în hotărârea de guvern, domnul Tolontan, de unde să știe Cătălin Predoiu sau altcineva, alt semnatar, dacă hotărârea de guvern se referă la Federația de Box. Vă opresc aici.